al Sfântului Duh. Cinstiți părinți din Căună Slujitor și iubiți credincioși, tocmai am aflat că noi avem o anumită destinație, și anume Împărăția Cerului. Cuvântul Domnului Hristos, pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor, ne descoperă acest amănunt al vieții noastre. Trebuie să înțelegem din acest cuvânt al Domnului Hristos că destinația noastră nu este Pământul. Că noi nu suntem făcuți pentru acest Pământ. Că pe aici suntem doar în trecere. Iar ținta noastră trebuie să fie Împărăția Cerului. Deși ceea ce trăim noi și au trăit oamenii dintotdeauna și se pare până la sfârșitul viacurilor, este totuși o opțiune pentru o viață terestră, pământească. Este adevărat că lumea este împărțită în etnii, popoare, țări. Și această lume în care trăim noi are în esența ei, pervertită, bineînțeles, dorința din ce în ce mai mare de a acapara mai mult, de a-și lărgi granițele. Odinioară, și cunoaștem acest amănunt din istorie, au fost imperii adevărate, care toate în cele din urmă au căzut. Și doar istoria mai vorbește despre ele. Și astăzi, vedem cu ochii noștri și auzim că sunt atâtea popoare care își doresc expansiunea și trec peste cadavre. Nu țin cont de nimic și de nimeni. Bineînțeles că nu țin cont de Dumnezeu. Atâta timp cât omenirea nu se raportează corect la Dumnezeu, nu vor înceta războaiele. Atâta timp cât omenirea nu ia aminte la acest text evanghelic, că noi suntem destinați pentru o altă împărăție, pentru un alt loc, pentru o altă dimensiune, atunci ne vom chinui efectiv unii pe alții. Și nu numai că ne vom chinui unii pe alții, pe noi înșine vom trăi o neliniște permanentă, o nesiguranță. Și nu o să avem tihnă cât trăim. Pentru că nu regăsim. Și nu avem cum să ne regăsim în această lume. Și un alt amănunt pe care Domnul Iisus Hristos îl pune azi la îndemână este pentru a dobândi Împărăția Cerurilor, avem nevoie de pocăință. Ce înseamnă pocăința? Ne dăm cu toții seama ce presupune ea. În primul rând, recunoașterea greșelilor noastre, a păcatelor pe care le facem. Înseamnă smerenie. Ca să-ți recunoști păcatele, trebuie să fii cel puțin realist, dacă nu chiar smerit cu adevărat. Și apoi pocăința presupune și întoarcerea de la păcat, schimbarea vieții, a gândirii și efectiv a vieții, ceea ce numesc părinții metanoia. Deci pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu sau Împărăției Cerurilor este nevoie de pocăință. Dar de aici, dragii mei, descoperim și marea iubire de oameni a lui Dumnezeu. Dacă ne pocăim, putem dobândi Împărăția Cerurilor. Chiar dacă suntem păcătoși,
Chiar dacă am dus o viață păcătoasă, prin pocăință putem adera, putem gândi, putem merge în direcția împărăției cerului. Vorbeam de lumea în care trăim și felul în care gândește lumea. Păi, când este vorba de smerenie, lumea noastră nu pricepe acest termen. Cum să te smerești? Dar de ce să-ți recunoști greșelile? Dar de ce să-mi schimb felul de a gândi, de a simți, de a trăi? Știi, toate acestea, dragii mei, se nasc războaiele, contradicțiile, dușmăniile pentru o viață întreagă. Între doi oameni care nu își recunosc greșelile pe care le-au făcut reciproc unul altuia, înseamnă război, înseamnă o dușmănie de o viață. Pentru că împărăția cerurilor, până la urma urmei, înseamnă comuniune. Împărăția presupune factorul uman, ne presupune pe noi, pe toți. Dacă între doi oameni nu există armonie, ci dimpotrivă dezbinare, ură, dușmănie, atunci cum poate acolo să se instaureze împărăția lui Dumnezeu? Nu se poate, este logic, foarte logic. Nici nu trebuie să cunoaștem foarte multe amănunte din Scripturi. Logica lucrurilor o spune că nu se poate, este imposibil. Așadar, ca oamenii să conviețuiască și pe pământ și mai ales în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să trăiască o stare permanentă de pocăință. Vedeți dumneavoastră în picturile adevărate, autentice, sfinții au trăsături aspre de obicei, dar în același timp au oarecare tristețe pe fața lor. Nu este o mâhnire bolnăvicioasă, este tristețea care se întipărește pe fața omului care se pocăiește. Dar această tristețe dă noblețe feței unui sfânt. Ți-i drag de el. Te apropii cu ușurință de el. Nu ți este frică de el. Pentru că ți inspiră încredere. Pentru că îți inspiră iubire. Și încrederea, iubirea sunt inspirate, sau rezultatul, dacă vreți, a unei stări de pocăință. Nu există iubire adevărată acolo unde nu există pocăință. Ori împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu, nu este altceva decât o comuniune de iubire, precum comuniune de iubire este Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o comuniune perfectă de iubire dintre cele trei persoane. Așadar, lumea trebuie să ia aminte la acest cuvânt al Domnului Hristos, care ne transpune, ne proiectează în viitor, care ne demonstrează, ne arată, ne învață că noi avem altă destinație. Și că la această destinație putem ajunge foarte ușor, prin pocăință. Dar pocăința, pe lângă recunoașterea păcatelor și smerenia cuvenită, înseamnă schimbarea minții și efectiv a vieții. Mai multe n-am să vă spun astăzi, dar n-aș putea încheia cu gândul cu care am venit în Ambon astăzi. Probabil că ați citit în presă că în anul trecut
au fost uciși 90.000 de creștini. Marea majoritate în Orientul Mijlociu. Nu ne putem imagina acest lucru. Suntem contemporani cu ceea ce se întâmplă, ce se întâmpla în primele veacuri creștine, atunci când erau ucis creștinii pe capete. Iată că în anul trecut au fost uciși 90.000 de creștini. De ce nu se spune nimic? De ce stăpânitorii acestei lumi tac din gură? De ce nu se iau măsuri? De ce? Pentru că lumea în care trăim, așa cum o spuneam în cuvântul meu de învățătură, și mai mari ei, nu se raportează corect la Dumnezeu. Ori de ce credință ar fi ei, oamenii și mai mari acestei lumi, de orice credință ar fi, nu se raportează corect la Dumnezeu și nu se proiectează în viitor. Pentru că dacă s-ar proiecta în viitor cu adevărat, altfel ar gândi lucrurile. Vor să stăpânească pe pământ și să se înveșnicească aici. Pentru aceștia 90.000 de martiri nu trebuie să ne rugăm, ci să ne cerem rugăciunile lor. Dar pentru cei care sunt încă în acest pericol, și vorbim de milioane de oameni care trăiesc cu frica în sân în fiecare clipă, pentru aceștia trebuie să ne rugăm. Chiar să ne gândim, dragii mei, și cu rațiunea sau cu gândul la noi înșine, că noi nu am fi în stare să facem acest lucru. Dacă nu se va cere, să ne vărsăm sângele pentru Domnul Hristos. Se face în lume cu prisosință și probabil că până la sfârșitul veacurilor. Dar eu sunt sigur că rugăciunea noastră pentru cei care sunt în pericol, pentru creștinii din Orientul Mijlociu, are ecou în Împărăția lui Dumnezeu. Și că cei 90.000 de martiri vor deveni sămânță pentru încreștinarea Orientului Mijlociu. Pentru că așa ne-au învățat Sfinții Părinți și s-a demonstrat în istorie că martiriul primilor creștini din primele veacuri creștine au făcut ca astăzi să fim atâția creștini în lume, datorită martirilor lor, sângele lor a devenit sămânța creștinilor. Așadar, să ne rugăm pentru aceștia cu gândul că noi poate nu suntem în stare să ne vărsăm sângele pentru Domnul Hristos. Și apoi, Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, începe de pe pământ și din lăuntru nostru. O cunoaștem din Sfintele Scripturi. Iisus Hristos a spus, se apropie Împărăția Cerurilor, pentru că ea aproape era instaurată, Împăratul era în mijlocul lor, El însuși era Împăratul. Și dacă era Împărat, trebuia să aibă Împărăție. N-au înțeles contemporanii Lui despre ce Împărăție este vorba, așa cum se înțelege până astăzi. Dar Împărăția Domnului Hristos s-a instaurat odată cu înființarea Bisericii Creștine. Dar și cu aceasta închei, Împărăția lui Dumnezeu, Împărăția Cerurilor, începe dintre doi oameni, sau cu doi oameni, care trebuie să cunoască pocăința, să se tolereze unul pe celălalt, să-și recunoască fiecare micinea,
să trăiască în smerenie, să ajungă de la recunoaștere și de la smerenie la iubire și să încerce amândoi, înțelegând din ei doi întreaga umanitate, ajungând să schimbe gândirea și viața după voia lui Dumnezeu. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.